În primul rând, noi înțelegem că acest audit, așa cum a fost discutat, urmează a fi supus aprobărilor inclusiv în organele de conducere a Moldova Gaz. Noi admitem că el nu va fi aprobat, pentru că acolo majoritatea o deține oricum Gazprom. Totodată, acest audit servește ca o bază pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova, ca să ne formulăm noi o poziție vis-a-vis de cum trebuie să abordăm aceste datorii. Deci, da, juridic vorbind, noi înțelegem că există o probabilitate destul de înaltă ca acest raport să nu fie aprobat, concluziile acestui raport să nu fie aprobate la Consiliul de Observatori. Dar asta nu înseamnă că guvernul nu știe, gata, noi am uitat de ce scrie în audit, noi nu știm ce scrie acolo și asta nu influențează nicicum poziția guvernului. Poziția guvernului vis-a-vis de ce trebuie să facem cu aceste datorii, oricum se bazează pe rezultatele acestui audit. Da, dumneavoastră, anticipați pe undeva o dispută într-un arbitraj internațional și dacă anticipați un asemenea scenariu, guvernul va fi parte a acestei dispute sau nu? Deci aici sunt foarte multe opțiuni și eu cred că la această etapă este foarte prematur să vorbim despre acest lucru. Există și un scenariu în care să existe și arbitraj pe aceste datorii, dar există și alte scenarii. Adică eu cred că nu trebuie să forțăm nota și să discutăm lucruri care, spunem, nu sunt siguri și certe, probabilități. Deci haideți să așteptăm reacția Moldova Gaz și Gazprom și după asta vom acționa în consecință.